Bună seara și bine v-am găsit în după masa aceasta. Pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Mihaela Hudea, sunt senior manager de 5 ani în această frumoasă companie și o să vă spun un pic povestea mea. De meserie sunt asistent social, nu am apucat să profesez pentru că m-am căsătorit și au venit foarte repede copilașii noștri de 5 ani forever. Pe 2 iulie s-a împlinit 5 ani de zile de când m-am înscris, dar nu și de când am decis să fac partea de afacere. Și da, sunt calificată la toate stimulentele. Așa cum am spus, din 2 iulie sunt înscrisă, dar am zis că vreau să îmi comand doar pentru mine și atât. Vinovatul produs care m-a făcut să mă scriu a fost această pastă de dinți, era celălalt design. Și am testat-o de la sora mea, zic, hai să văd cât de bună e și asta. Așa, folosind-o, mi-a plăcut foarte mult și mie și soțul și am spus, bun, hai să mă înscriu, să o comand singur, să nu mă rog de nimeni. Știu că am mers la ultima persoană care mi-a trimis un mesaj, indirect. Dacă știu pe cineva care vrea să câștige de acasă nu știu ce sumă, nici nu scria forever, dar așa m-am gândit eu și am zis, ok, cred că e despre forever. Și am zis, ok, vreau să mă înscriu, dar doar să-mi comand produse, să nu spui de business, nu mă interesează, am 3 copii, fac handmade, nu am timp. Asta a fost scuza mea din prima, habar nu aveam că pot să le iei cu reducere și toate celelalte avantaje. O persoană mi-a spus, ok, uite, pot să ți le iei cu reducere. Da, și să rămâi pe viață la 30% și am zis, oh, sună ce, zic, ce bine sună, hai să îmi comand, să fac cumva să ajung la 30%. În momentul acela, știu că aveam o sumă destul de mare de dat la acea perioadă, undeva la 1500 de euro, trebuia să-i dau, să plătesc ceva, nu aveam cum să scap de chestia asta, deci nu aveam bani să-mi cumpăr pachet, nici nu mi s-a spus măcar de pachet. Pentru că eu am fost foarte sigur că nu mersi, nu fac business. Așa am luat prima oară contact cu produsul, pasta de dinți. Ulterior am testat și gelul de aloe vera, care l-am aici, gel cu piersici. Uite, chiar o să-mi pun un pahar în caz că mi s-o uscă gura. Este preferatul nostru. Și pe atunci chiar mă confundam cu gastrită, cu acid gastric, fiere, balonări, mi era foarte des rău și am zis, hai să-l testez, să văd cât de bun e, chiar așa își face treaba. Și vă spun că am fost surprinsă, ca după câteva zile să scap de senzația de greutate, de balonare. Și am zis, wow, câte femei și câte mame n-au nevoie de produsul ăsta? Cumva a făcut așa un click în capul meu chestia asta. Eu am făcut handmade, da, am și poza asta aici, cum am început eu afacerea mea, să știți, așa am început-o, cu 3 copii, în pandemie, lucram în handmade și mai mult de 8 ore pe zi, era un hobby din care câștigam și visam să-mi fac o afacere din el după ce găteam concediu de maternitate. Și da, așa am introdus în rutina mea și în viața mea practică. Nu pot să spun că e viața mea și afacerea forever. Nu, sunt cumva îmbinate acolo. Și testând produsele, am zis, ok, super. A venit toamna și am zis, bun, hai să încep cu suplimentele pentru copii. Așa am început să dau copiilor mei vitaminele kids. Și fetița mea chiar se confrunta cu constipație. Să observ că nu doar imunitatea s-a întărit, ci undeva după o lună am scăpat și de problema asta cu constipația. Celălalt băiețel mic avea o problemă, nu știu, trecea tot la 2 săptămâni. Mă duceam la medic, antibiotic, antibiotic, antibiotic de fiecare dată. Eu, încăpățânat, am refuzat să-l dau pentru că el nu făcea febră, doar era încărcat pe piept și am zis, ok, hai să mai ducem cu ce putem, cu ce știm natural. Și am spus, ok, hai să începem și cu aceste vitamine la el. I-am început să-i dau și am rămas surprinsă ca după câteva luni să văd cum se răresc și intensitatea răcerilor, dar și perioada, da, răcea tot mai rar. Și atunci am spus, câte mame au nevoie de produsele astea? Deci pur și simplu m-am gândit exact la nișa mea, la problema mea și câte alte persoane nu s-au confruntat cu chestia asta.
În noiembrie, în 2019, am fost la primul eveniment Success Day. Știu că ne-a spus sponsorii mei, sponsorilor mei că m-au invitat. Dacă veniți după mine, vin, dacă nu, că n-am cu cine să vin. Aveam 3 copii mici, cel mic avea, cred că un anișor. No, stă soțul meu acasă, dar trebuie să veniți după mine, că n-are cine. A trebuit să se bată undeva o oră din drumul lor, ca să vină după mine să mă ia de acasă. Și a fost evenimentul în care pot să spun că a contat enorm de mult. Da, a fost un proces ca eu să prind viziunea acestei afaceri și eram undeva în al cincelea, al șaselea rând și am văzut acolo oameni de seama părinților mei și am spus, dar ce au făcut oamenii ăștia? Ce au făcut oamenii ăștia ca să ajung acolo? Și am spus, într-o zi o să fiu și eu acolo. Asta a fost exact gândul meu, nu știam când, nu știam ce va trebui să fac, dar am zis că eu o să fac tot ce trebuie ca să ajung acolo. De la acel eveniment am venit acasă și vă menționez că eu din iulie până în noiembrie n-am mi-a făcut niciodată activul și l-am tărăgânat și am zis, las că-l fac luna viitoare, las că luna viitoare, am o comandă, las că o pun pe cealaltă lună. Și chiar sunt curioasă să scrieți în chat dacă vi se întâmplă chestia asta. Da? Dacă vi s-a întâmplat și vouă să amânați lucrurile. Și știți de ce? Pentru că încă nu vedem, măi, din chestia asta pot să-mi împlinesc acest vis, pot să-mi împlinesc acea dorință, pot să-mi fac viața mai ușoară și nu doar pe mine, ci și pe altor zeci și poate sute de mii de oameni pe care noi putem să-i ajutăm. Poate nu chiar direct, dar ajutăm unul care ajută altul, nu știu, alți cinci la rândul lui, care la rândul lui, da, exact cum este structura. Și de la primul eveniment am venit în decembrie și am zis, ok, trebuie să-mi fac activul. Nu știu ce-i fac, o să-l mănânc luna asta, dar eu îl fac. Chiar atunci i-am și luat soțului meu programul de detoxifiere, C9, l-a făcut, a avut un rezultat extraordinar și datorită rezultatelor mele cu aceste produse, arătând, hei, am un produs nou, chiar sunt curioasă cum o să fie, uite, bun la asta, asta uite, mai zic cu oamenii, o să vin peste o săptămână și să vă dau feedback-ul. Adică, sincer, măi, îl testez și atunci văd dacă chiar e bun și pot să vin cu un feedback la cei care mă urmăresc pe mine. Trebuie să menționez că eu afacerea asta am dezvoltat-o în online, pentru că eram în pandemie, așa am învățat să folosesc rețelele de socializare. Dar și în februarie am bifat nivelul de supervisor. Ianuarie, decembrie a fost prima mea lună de activ cu 5 puncte, ianuarie prima lună, februarie a doua lună de supervisor. Dar ce s-a întâmplat în aceste 8 luni? Da? A fost o călătorie. Practic, în aceste 8 luni eu mi-am construit puntea credinței că produsele funcționează, că afacerea funcționează. În septembrie am văzut, am luat primul bonus și am zis, eram așa bucuroasă, era numai 150 de lei. Mă luat primul bonus și soțul meu s-a uitat așa la mine, și chiar așa, și banii aia, tu faci mult mai mult din handbag. Și am spus, nu, asta pentru mine este confirmarea că afacerea asta, că oamenii ăștia mă plătesc, că afacerea asta funcționează. Dacă eu fac mai mult, eu o să primez mai mult bani. Asta s-a implementat în capul meu și am spus, trebuie să funcționeze. Dar să știți că această călătorie și vreau să vă pregătiți de la început de lucrurile astea. Este mult mai ușor să treci peste ele atunci când ești pregătit. Este, nu știu, pavată cu provocări. Și în weekend am fost la un curs, da, la București, despre network marketing. Era și acolo a fost mai multe chestii și chiar vreau să vă împărtășesc, cu dumneavoastră ceea ce am învățat acolo. Adică ce m-a ajutat e că mi le-a structurat un pic și să zic, pe aici am trecut și eu, adică toate acele, pași sau borne le-am atins și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Imaginați-vă că, nu știu, uite, chiar sunt curioasă de cei care nu sunteți încă la supervisor, da? Nu sunteți. De cât timp sunteți în forever? Că, nu știu, fiecare drumul ăsta durează mai mult, da? Poate. La unii mai repede, la unii mai puțin, unii îl fac într-o lună, alții, nu știu, poate într-un an, doi, pentru că sunt anumite chestii pe care unii le dobândesc mai repede, da? Nu știu, să treacă peste descurajări, peste refuzuri, alții mai greu. Și atunci, procesul ăsta durează mai mult. Da, uite, de 2 luni, din mai, de un an asistent supervisor, 6 luni, 8 luni, da, deci
avem aici, nu știu, anumite perioade, nu, uite, 2 ani, 3 luni și ce vreau să vă încurajez este să nu ne comparăm cu nimeni. E foarte important lucrul ăsta. Dar vreau ca seara asta să vă ajute să vă fie mult mai ușor, să zic, băi, pa, uite, asta, când te lovești de un anumit obstacol, zic, păi uite, mi-a spus că e normal să se întâmple lucrul ăsta, e normal să primezi refuzuri, refuzurile nu sunt despre mine și atunci o să fie mult mai ușor, da? Imaginați-vă că dumneavoastră sunteți aici, da? La începutul drumului și că, asta am încercat eu astăzi să fac, imaginea asta să fie cât mai clară, dumneavoastră sunteți aici, da? Și stai și vă gândiți, bă, să plec, să nu plec, să încep, să nu încep, ce o să zică lumea, da? Ce o să zică părinții, vin cu fel și fel de sfaturi, nu te băga în prostia asta, vezi că îți pierzi casa, nu știu câți ați primit astea, dar eu am primit când am început, fel și fel de, unii poate chiar bine intenționat, da, ca tu să nu fii rănit, să nu eșuezi și pe urmă să te simți nu știu cum și, normal, da? Dar oamenii ăștia nu au încercat lucrurile astea. Oamenii ăștia habar nu au. Da? Unele sunt rău intenționate, nu știu, mi s-a spus că fac bișniță, că, nu știu, habar, o grămadă de lucruri mi s-au spus atunci când am început afacerea asta. Dar Sorin Popa, poate mulți îl cunoașteți, chiar spunea lucrul ăsta. Dacă ești la început, este un vis mic, păstrează-l pentru tine. Nu te du să le spui tuturor ce vrei tu să faci, unde vrei tu să ajungi. Da? E important, pentru că e mic și ți-l poate distruge. E, exact așa e și ești la început de drum, nu știu, fel și fel de critici. Dar, în același timp, stai și te uiți peste pod și vezi persoana aia care trăiește viața pe care și tu ți-o dorești. Da? Mergi mai multe vacanțe. Poate că visul nostru ca familie a fost să ne mutăm la casă. Da? Poate că îți dorești o casă mai mare. Poate că îți dorești, nu știu, libertatea aia, să poți să lucrezi de oriunde vrei, să nu mai lucrezi de la 8 la 4. Da? Și vezi persoana aia care a reușit. Și îți spune ce trebuie să faci, dar ești încă indecis. Și drumul ăsta e destul de provocator. Da? Din refuzurile. Nu știu cum ați fost și nu știu cum, dacă încă sunteți ok cu partea de refuzuri. Eu când primeam un nu, o zi întreagă eram, da, deci nu mai puteam să fac nimic. Stomacul meu zicea că am un bolovan în stomac și nu mai puteam să fac nimic. Și lecția asta am învățat-o când cineva mi-a dat un dislike la mesaj și am spus, deci am fost terminată, dar am spus totuși mă duc și cer scuze dacă a deranjat un mesaj. Nu, și mă duc și zic, ei, scuze dacă te-a deranjat mesajul. Nu, nu am vrut, am vrut doar să te întreb și asta e. La care mi-a spus, hei, nu, din greșeală. De fapt, vreau să mă scriu și eu și cu Nata. Atunci, și s-au înscris amândouă, atunci am înțeles că, de fapt, numurile nu sunt despre mine, nu sunt despre, nu știu, ceea ce fac eu. Și cred că fiecare de aici ați întâmpinat sau ați primit aprecieri de genul, mă, te apreciez, ești foarte tare, îmi place de tine, dar eu n-aș putea să fac ceea ce faci. Așa că refuzurile nu sunt despre noi. Consideră că în acel moment nu îi se potrivește. Exact cum eu am refuzat 2 ani de zile pe motiv că nu mulțumesc că am 3 copii, fapt, nu am timp. Asta era poezia pe care o spuneam la toate persoanele care m-abordau. Și atunci vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Da? Este un proces în care vei primi refuzuri, în care îți vei întâmpina fel și fel de frici, poate unele pe care nici nu le știai. Adică eu după 8 luni am făcut primul live. Mi-a fost frică să vorbesc în public, mi-a fost frică dacă erau mai mult de 3-4 persoane, deja mă blocam. Nu știu, ne întâmpinăm probleme că nu ne putem organiza, că nu știm cum să fim consecvenți, da? Fel și fel de critici. Drumul ăsta e pavat cu provocări. Dar cu cât stai mai aproape și o să vă arăt cum să construim acest pod? Cum să construiești acest pod al credinței că afacerea funcționează, că produsele sunt bune? Dar care sunt 7 pași pe care poți să îi parcurgi pas cu pas ca să poți să îți crești această credere și să treci de partea cealaltă? Da? Să treci de partea celor care au reușit
să, nu știu, să aibă viață mai bună, să-și împlinească vise, să meargă cu familia în vacanțe, să-și cumpere o mașină nouă, să ducă un trai mai bun, da? Deci fiecare avem un vis, avem o dorință și e important să ne îngrupăm. Și vreau să mergem mai departe. Primul pas, da? Primul lucru, și cred că ați auzit asta de N ori, da? Folosește produse. Folosește produsele. Ăsta e primul și primul lucru, da? Tu să știi că, măi, the best product, e cel mai bun produs, l-ai folosit, ai încredere în el, știi că funcționează și știi că poți să ajungi și alte persoane. Și aici o să primești, provocarea să vină cineva, n-a funcționat, poate nici n-a folosit cum trebuie, poate nici nu l-a folosit produsul potrivit pentru ce nevoie avea el. Exact cum am folosit eu înainte cu vreun an de zile, aloe first pentru boala Lyme, pentru eczema de pe piele. Aia era în corp, puteam să dau eu cu o tonă de first că n-avea ce să facă. Asta am aflat ulterior. Da? Asta a fost o poveste din viața noastră, care s-a terminat cu bine, e tot în regulă. Dar atunci când am testat produsul, când am folosit gelul, când am folosit suplimentele pentru copii și 5 ani de zile de când eu nu le-am mai dat un medicament familiei mele pentru răceli și alte viroze și am trecut prin toate COVID și așa mai departe. Da? Sunt 100% convinsă că produsele astea funcționează. Și vreau să vă uitați în casele voastre câte produse folosiți, cât de mult sunteți mulțumite de ele și aveți încredere în ele că funcționează și că puteți ajuta și alte persoane. Da? Ăsta este primul pas. Folosind produsele, îți crești încrederea în produse. Al doilea lucru, ține legătura cu sponsorii tăi, cu managerii tăi, da? Cu linia superioară. De ce? Pentru că oamenii ăștia au trecut pe acolo, pentru că oamenii ăștia au trecut prin provocările astea și te pot ajuta. Și eu vreau să le fiu recunoscătoare sponsorilor mei, de fapt nu la ei m-am înscris, că m-am înscris la altcineva, între, da, și persoana respectivă s-a lăsat, dar ei au fost cei care m-au crescut, ei au fost cei care, cu care am ținut legătura, cred că zilnic, și nu în acel mod în care să îi ocupi sponsorul tău timpul pentru, nu știu, toate plângăcelile, toate, da, și același om. Nu, ci pentru fiecare rezultat micuț, mergi și spune-i, băi, am văzut un produs, am văzut un lips, bucură-te! E foarte important lucrul ăsta, să mergi să împărtășești. Eu, cel puțin ca sponsor și manager, eu tare mult mă bucur când vine un om din echipa mea și spune, nu știu, am primit un da, i-am dat cuiva o prezentare. Nu neapărat rezultatul în sine, că ai vândut, că ai înscris și așa mai departe. Și atunci mă bucur. Dar știu că când omul ăla e fericit, și eu sunt fericită. Așa că țineți legătura cu ei. Da? Sunt aici să vă ajute, să vă dea tot suportul și de asemenea, nu știu, managerii și toată linia superioară. Al treilea lucru este să participi la evenimente. Și exact cum v-am spus, pentru mine a contat enorm de mult Success Day. Apropo, se apropie Success Day. În 6 septembrie avem evenimentul la Brașov. Nu îl considerați ca pe o cheltuială, nu o considerați ca pe, nu știu, pierdere de vreme, te spun la Brașov, aoleu, și așa mai departe, da? Considerați ca pe o investiție. Nu o să poți să crezi niciodată afacerea dacă nu investești în tine, iar evenimentele astea sunt ca să te crească pe tine și să vezi, nu știu, potențialul acestei afaceri, până unde poți să ajungi. Și pentru mine a contat enorm de mult. Când am venit de la Brașov, am zis, ok, gata, ce trebuie să fac? Și vă spun că am făcut acțiuni care eu nu vedeam niciun sens în ele. Zic, bă, dar dacă m-a pus oamenii ăștia să fac, eu le fac. Și poate că nu mi-a adus acțiunea în sine rezultatul, dar au venit din alte părți. Au venit din total alte părți și eu în lumea aia mi-am făcut activ peste 4 puncte, tocmai pentru că am decis să fac acțiunile. Al patrulea lucru este un nou client lunar, minim. Minim un nou client lunar. Asta arată că deja te-ai făcut bine primul pas. Adică că ai încredere în produs, că produsul tău funcționează. Și cum poți să faci chestia asta? Uite, vă spun cum am făcut eu pe social media.
V-am spus și mai devreme, hei, am un nou produs, chiar sunt curioasă, dacă o să facă ce zice, dacă tot ceea ce promite acest produs, o să, nu știu, o să văd acele beneficii, uitați la ce e bun, uite ce spun alții oameni. E foarte important, nu ce conține și așa mai departe, nu interesează pe nimeni, ci ce beneficii aduce produsul, ce spun alți oameni. Mărturia ta contează cel mai mult, dar este întărită când vii cu mărturia altor oameni. Și cred că nu e complicat să facem chestia asta, mai ales astăzi, în era tehnologiei, cred că fiecare avem grupurile noastre și dacă intri pe site-ul Forever, la review-uri, acolo găsești mărturii despre produse. Screenshot și poți să postezi, uite ce spun alți oameni despre aceste produse. Da? A cincea lucru este un nou partener. Asta arată că tu ai încredere în afaceri. Și cum faci lucrul ăsta? Da? Arată cum lucrezi. Uite, la început, da, poate că sunteți la început și spun, măi, n-am avut încă câștig, cum pot să spun eu că se câștigă din asta? Sau, nu știu, mare lucru. Vină cu povestea altora. Da? Uite sponsora mea, uite o persoană din echipă. Da? Uite cum a reușit. Arată cum lucrezi de acasă. Exact cum ați văzut în poza mea mai sus, arătam cum lucrez de la colțișorul meu din sufragerie. Aveam un apartament cu două camere, iar în sufragerie aveam un colț al meu unde coseam și așa mai departe. Și arătam cum foloseam produsele. În fiecare lună am avut un partener nou. La început am înscris doar unul pe lună. Atât. Și ăla doar pentru a-și consuma produsele. Întotdeauna oferiților oamenilor varianta de înscriere. Da? Când cineva vrea o pastă de dinspumă. Ok, sigur, ți-o trimit. Dar uite cum poți să ai 5% reducere. Uite cum poți să ajungi chiar la 30%. Ah, comanda este de 25 de euro, undeva la 180 de lei. Da? Nu ai mai pe cineva din familia ta care să mai vrea o pastă de dinți? Sau, uite, hai să-ți trimit câteva alte produse să vezi la ce tâmbune. Și poate te ajută. Da? Și așa am înscris persoane care au fost poate comandat doar o dată. Dar pentru mine, să văd bonusul ăla de comandă minimă un cont, a contat enorm de mult. Așa că folosiți oferiți-lor oamenilor varianta de a se înscrie înainte de a le da dumneavoastră produs. Pentru că nu știi niciodată cum omul acela se poate transforma și poate prinde viziunea și poate să-ți fie un diamant în afacerea ta. Al șaselea lucru este să mergi în vacanțele oferite de companie. Și poate că spui, da, păi nu sunt manager. Nu-i nicio problemă, pentru că exact am avut Londra, am avut Cannes de două ori și acolo a putut să se califice oricine, așa că trageți la aceste simulete, pentru că nu-s doar niște simple vacanțe. Să știți, sunt mult mai mult decât, nu știu, doar simple vacanțe. Sunt niște experiențe de viață care te vor crește cum, nu știu, nu mi-am dat vreodată seama că pot să trăiesc așa ceva. Prima noastră vacanță a fost în Cancun, a doua în Thailanda. Au fost, de exemplu, și la Bali, dar nu am putut să mergem pentru că condiții, vaccinare și așa mai departe. Și am ales, compania ne-a recompensat și am ales să mergem cu toată familia în Egipt. Banii care i-am primit pentru vacanța din Bali ne-a acoperit toată vacanța din Egipt pentru toți cinci. A fost foarte frumoasă și aceea și le-a dezvoltat foarte mult. I-a dezvoltat foarte mult pe copiii mei, în special în latura asta de geografie. Așa că, da, dar nu pot să spun că se compară cu o vacanță oferită de companie și tot ce oferă. Da? Cum ești primit, cadou de bun venit, evenimentele, tot. Faceți tot posibilul să fiți acolo. Nu știu, când apare, puneți pe listă și puneți ca și obiectiv acel lucru. Iar al șaptelea lucru și este al șaptelea, dar l-aș pune printre primele, sincer, este să investești în dezvoltarea ta. Recunosc că am descoperit cărțile de dezvoltare personală undeva prin noiembrie, cam pe când am fost la primul Success Day și am fost fascinată. Eu citeam cărți pentru educația copiilor, familie și așa mai departe, dar nu am descoperit cărțile de dezvoltare personală, deci nu știu de unde. Iar pentru mine a fost fascinant tot ceea ce am învățat. Pentru că îți schimbă gândirea, îți schimbă mentalitatea, îți schimbă atitudinea. Da?
chiar dacă ești o persoană negativistă, eu de fel sunt mai pozitivă, da, Magdalena și eu abia aștept să ne întâlnim la Brașov, eu sunt o persoană pozitivă. Dintotdeauna, de copil am zis, măi, trebuie să existe o soluție. Și totdeauna am concurat cu mine. Mă trimitea mama până la magazin și știu că fugeam atât de tare să scot timp mai scurt decât data anterioară. A fost așa, da, așa am fost construită, semăn cu mama mea. Dar să știți că și cei care sunt negativiști, poate că au un pic mai mult de lucrat, dar își pot schimba atitudinea citind, dezvoltându-se. Și am aici două cărți pe care vreau să vi le recomand. Pentru început, dacă nu le-aș citit sau așa, vreau să vi le recomand cu cel mai mare drag. Primul este cele 15 lei supreme ale dezvoltării personale de John Maxwell și asta, pur și simplu, că faci forever, că nu este foarte importantă și m-a ajutat să înțeleg că dezvoltarea doare, că creșterea nu-i confortabilă, da, exact ca la sport, exact când îți pui mușchi în mișcare, și să înțeleg multe lucruri de atitudinea mea, că lucrurile depind de mine, da? O situație pot să o văd în două feluri. Cum aleg să o văd? Iar următoarea carte pe care vreau să vă recomand este Secretele succesului de Dale Carnegie. La fel, este o carte senzațională despre a învăța cum să te raportezi la oameni, cum să te faci plăcut în fața oamenilor, da? Despre atitudine, despre zâmbet, cât de important este să fii pozitiv. Vi le recomand cu cea mai mare încredere și sunt o grămadă de alte cărți, sigur le descoperiți. Ascultați podcasturi, da? Ascultați oameni care au, nu știu, povești de viață, care vă vor inspira și asta vă va ajuta foarte mult. Și vreau să vă readuc aminte că luna asta poate să fie prima ta lună de supervizor. Și nu doar făcându-ți 10 puncte, pentru că vei fi și recompensat. Adică ai un motiv în plus să tragi luna asta, să-ți faci cele 10 puncte, ca să îți faci prima lună de supervizor. Luna următoare, 15 puncte și uite așa, ai bifat supervizorul. Da? Vorbiți cu sponsorul vostru, vorbiți cu managerul vostru, ce trebuie să fac. Eu chiar am aici o listă de acțiuni pe care trebuie să o bifez în fiecare zi. Eu scot săptămânal și, ok, cu cine am vorbit, ce am postat pe social media, nu știu, partea de dezvoltare personală o am aici, da? Pur și simplu să știu ce am de făcut. Acțiunile mici ne duc la rezultate mari. Acțiunile consecvente ne duc... Uneori nici nu-ți dai seama. Știu când eram, cred că, supervisor sau aproape de supervisor, când am avut o sesiune și mi s-a spus că, uite, dacă tu te duci într-o anumită, muncești pentru o anumită direcție, da? Da? Vrei să ajungi, nu știu ce înseamnă succes, pentru fiecare succes înseamnă diferit, da? Vrei să ai succes, puneți obiectivul acolo, succesul va veni spre tine. Adică cu cât muncești tu mai mult, cu atât și el o să se apropie mai repede. Și știu că mi-am pus managerul în decembrie. Și ghiciți că mi-a făcut managerul. Februarie am bifat supervizorul, iar în iulie am bifat managerul. Și am zis, mă, cât de tare, eu mi l-am pus în decembrie. Dar el a venit jumate de drum și ne-am întâlnit practic la mijloc. Exact așa este și în acțiunile noastre zilnice. Zilnic, consecvent, decât să faci o zi, nu știu, 50 de mesaje, mai bine zilnic câte 5 mesaje. Bun. Și imaginați-vă că nu se oprește totul la supervizor și vreau să vă încurajez de acum. Eu știu că după ce am făcut supervizorul sau chiar înainte am zis, mă, îl fac și mă odihnesc. Da? Munca aia depusă, îl fac și mă odihnesc. Dar le mulțumesc sponsorilor mei că nu m-au lăsat să mă odihnesc. O să, hei, dinainte să-l dau. Nu, continui, pentru că de aici urmează alte insigne și vreau să vă arăt și să știți că au apărut și alte peste Centurion, da? Ești abia aici. Când am urcat pe scenă la asistent supervisor, da, eram aici, am urcat prima și am zis, wow, ce tare, mamă, ce... Mi se părea că eu sunt diamant acolo. Și când mă dau jos și văd că de fapt eu am fost cea mai mică și că urmează manager, eagle, mașini, am zis, hopa, am zis, Mihaela, ești cea mai mică aici. Ai de muncă. Da? Dar am avut exemple și oameni care să mă ajute să cresc. Așa că supervizorul este doar un pas.
Da? Nu este capătul de linie, este doar un pas, ai 38% reducere, da? Câștigi mai mult, dar drumul continuă. Și vreau să vă încurajez, poate cei care sunteți de o perioadă mai lungă de timp, da? Sau poate ești la început. Dar vreau să te încurajezi și să înțelegi că totul este un proces. Nu se întâmplă peste noapte, posibil să pice unul bun, nu știu, ai crescut, dar asta nu e de durată. E important să fii consecvent. Și am scris aici, am pus aici patru lucruri de care să ții cont exact în ordinea asta. În primul rând, adu-ți aminte de ce ai început. De ce ai început afacerea asta? Că de multe ori ne putem pierde pe drum. Da? Care a fost scopul? Care e scopul tău? Unde vrei să ajungi? De ce? Da? Apoi care este obiectivul tău? Nu știu. Uite, pentru noi a fost obiectivul să ne mutăm la casă. Pe urmă mi-a fost greu să-mi găsesc următorul obiectiv după ce l-am îndeplinit. După un an și 4 luni noi ne-am mutat la casă. Care este obiectivul tău? Da? Cum arată? Nu știu. Vreau vacanța aia. Vreau să ajut alte persoane. Da? Fiecare avem obiectivul nostru. Care este? Pune-l pe foaie. Apoi, creează un plan de acțiune cu managerul tău, după care să te ghidezi. E foarte important lucrul ăsta. Poate că pare, nu știu, deja v-ați săturat de chestia asta, dar să știți că chiar funcționează. Și eu le-am aici înșirat de pe perete, am foaia asta, agendele, după care îmi place să lucrez mai mult pe foi decât pe device-uri și îmi place să le am în față și foarte important. Și poate că nu iese chiar atunci când ți-ai propus, dar important e să nu te oprești până nu ești mândru de tine, până nu ești mândră de tine. Să nu, spunea Fraser, să nu demisionezi înainte de ziua de salar. Da? Pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla mâine, cine poate veni în afacerea ta, ce om poate să-ți vină, niciodată nu știi. Important e să ai o atitudine pozitivă, să fii entuziasmat de ceea ce faci, să fii, nu știu, tu în primul rând încrezător că ceea ce faci e bine. Da? Și când o să fii mândră de munca ta, automat o să fii și alții și o să ți se alăture. Așa că, da, nu te opri până nu ești mândră de tine și până nu ajungi. De ce să le facem noi jocul celor care stau pe margine, uite așa, stai să mă vedeți, așa cu mâna încrucișă, spune, las că e o prostie, lasă să vezi că o să se lase, dar nu merge așa ceva, nu funcționează, da? Pentru mine, să știți că asta a fost cumva un lucru care mi-a dat energie. Să zic, da, vă arăt eu că funcționează. Dar nu să le fac în ciudă, dar să nu le fac jocul ăla să zică, na, că te-ai apucat și tu și te-ai lăsat. Am zis, nu, o să fac să funcționeze. Dacă a funcționat pentru atâția alții, zeci de mii, sute de mii de oameni, de ce n-ar funcționa și pentru mine? Dacă îți faci treaba, este imposibil să nu reușești. Așa că, dragilor, nici o zi fără cel puțin o acțiune. Da? Chiar și duminica. Nu înseamnă că trebuie să stai să dai mesaje, că trebuie să stai să postezi pe social media și așa mai departe. Da? Nu! Dar în fiecare zi, chiar și duminica, poți să iei o carte, poți să iei 2 pagini, să citești, poți să, nu știu, îi faci cuiva cadou, un lips, un produs, da? Poți să faci lucrurile astea. În fiecare zi. Așa că, por la treabă, ne vedem în septembrie la Success Day. Mă bucur că am putut să fiu astăzi aici și sper că v-a fost de ajutor toate aceste informații. Puneți-le în practică. Nu este nimic nou, nu este nimic inventat, da? Pur și simplu, ceea ce am învățat, am pus în practică și am dat mai departe. Ăsta este tot procesul, așa că spor la treabă și abia așteptăm să umplem scenele de supervizori la următoarele Success Day. O seară bună vă doresc și, cum am spus, ne vedem la Brașov!